intrat în atenția presei după ce te-a comentat Pepe la o postare. Da. Și te-a scris acolo frumos un comentariu în care spunea că dacă nu ar fi fost în post, s-ar fi uitat mai atent la tine. Și acum că te vedem în realitate, îi dăm dreptate. Iar da. Acum ai revenit în atenția presei, doar că în relație cu un alt bărbat, și anume Alex Body. Dar hai să luăm așa încetul cu încetul. Vreau să-mi spui care este povestea ta. Câte ani ai, de unde vii, cu ce te ocupi? Am 29 de ani. Am dansat 10 ani de zile. Acum nu mai dansez. Mă ocup cu modeling-ul, plimbatul și... I enjoy the time and the life. Ai trăit o perioadă în Dubai, spuneai tu. Da, am trăit 3 ani de zile aproximativ în Dubai. Am dansat acolo, am avut niște contracte. A fost o perioadă foarte frumoasă. A trebuit să mă întorc în România pentru că am avut niște probleme personale. Este vorba despre niște probleme de sănătate pe care le-a avut fostul tău iubit. Da, da. Ca să le povestim celor de acasă măcar așa pe larg despre ce este vorba. Tu ai avut un iubit care s-a îmbolnăvit și care din păcate nu mai este printre noi. Da, dar să nu discutăm despre asta. Să ne întoarcem acum la lucruri mai frumoase. Avem alte subiecte. Avem alte subiecte și mai frumoase. De ce nu mai dansezi și în prezent? Pentru că am 29 de ani și nu și cred că mai e cazul să mai prea în vârstă. Că arăt în continuare foarte bine, adică... Da, dar nu mai pot să-mi permit să stau să mă zbengui pe o scenă în momentul de față. Am o vârstă, ar trebui să iau lucrurile. Fiecare lucru se face la timpul lui, știi? Și trebuie să trecem peste anumite etape în viață. Spuneam că arăți foarte bine și că l-ai făcut și pe Pepe să îți lase un comentariu și acum înțelegem de ce. Spune-mi cum te întreții. Vii la sală, de obicei? Fac sală, da. Îmi place foarte mult să fac sport, să fac mișcare. Am și niște îmbunătățiri. Ce îmbunătățiri? Hai să le luăm așa pe rând. Mi-am făcut liposucție și grăsimea mi-am băgat un fesier. Ok. Și cam atât. Și implant mamar, bănuiesc. Și implant mamar, da. La nivelul fetei bănuiesc că ai acid în buze. Acid în buze. Care nu sunt operații, sunt... Îmi place să fie operată. Îți place să fie operată? Iată, nu este un lucru bun dacă operațiile arată cum normal, trebuie pe tine limita până la urmă. Bunului simț și să nu trecem peste o anumită... Limită. Limită, exact. Vrei să-ți mai faci ceva și acum? Momentan nu cred că aș mai avea ce să mai fac. Nu că ai avea nevoie, dar cine știe? Nu, momentan nu. Povestește-mi tu cum v-ați cunoscut. Noi ne știm de aproximativ 6-7 ani, anturaje comune. Ne știam dinainte, mult înainte. Ați mai ieșit până acum în cluburi sau în diverse anturaje, cum spui tu? Da, 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 am mai ieșit. Ah, ok, deci nu a fost o primă întâlnire, să spunem așa. Nu am mai ieșit noi doi. Ok. Dar ne-am mai întâlnit în anumite împrejurări. V-ați întâlnit în club? A fost o întâlnire plănuită sau o pură întâmplare? Nu a fost pură întâmplare. A fost pur și simplu ce faci, unde ești, uite aici, aici, ok. Vorbeați de ceva timp sau a fost prima seară în care te-a abordat și te-a și propus să vă vedeți? Vorbim, noi am vorbit mai tot timpul. Noi, cum ți-am spus, ne știm, ne cunoaștem, suntem prieteni de mult timp. Ați vorbit și când el era în relație cu Daria sau cu Bianca? Nu știu dacă era sau nu. Păi să spunem așa, cât de des ați vorbit în ultimii 2 ani? Că ei au tot fost împreună, s-au certat? Păi s-au probabil despărțit. Am vorbit când s-au certat ei. Ok. Și vorbit. Am înțeles, vorbit, deci strict amical, zis-o, exact, la un nivel exact, de prietenie, am înțeles, exact. Da. Spuneai tu că te-a abordat din nou pe Instagram. Și v-ați întâlnit în club. Te-a abordat de ce? Ca să vă distrați ca prietenii. Da, pur și simplu să ieșim ca prieteni. Nu știu de ce, nu pot să zic vin, adică n-am fost la modul vino aici sau hai să ne vedem cu un scop. Pur și simplu am ieșit în club, adică cred că toți ieșim în club cu persoane, nu suntem puznici, da. Puznici sau... După ce ați mers în club, am văzut că ați mers să mâncați și urma.
Da. A fost un cheat day așa pentru Alex Body, că ai zis că mergi la sală, a râs foarte bine, bănuiesc că nu mănânci în fiecare zi și-a urma. Eu mănânc absolut orice, la orice oră. Ah, ok. Deci ești norocoasă. Da, nu sunt genul de persoană în care să mă limitez la nu mănânc aia, mănânc doar verdețuri sau doar legume, fructe și așa mai departe. Nu, mănânc ce vreau, când vreau. La limită, dar mănânc, adică deduc, sunt foarte pofticioasă. Deduc din ieșirea voastră la shawarma că nu ești nici foarte pretențioasă, dacă te-a dus la shawarma și nu te-a dus la mână. Sunt genul de om cameleon, îmi place să fiu, să mă adaptez în orice situație. Pot să fiu și, nu știu, divă, un restaurant de 5 stele și pot să mănânc și la shawarma, cum de altfel s-a întâmplat. Adică nu am pretenții foarte mari. Ați fost, ați mâncat shawarma, ce s-a întâmplat după? Cum s-a terminat seara? Că pe Instagram s-a terminat la shawarma. În viața reală cum s-a terminat? La shawarma. Tot la shawarma s-a terminat, a luat-o fiecare pe drumul lui, fiecare la casa lui și... Da. Ce s-a întâmplat după? Pentru că a doua zi iar v-ați întâlnit. Ați schimbat locul de data asta. Cum am spus, da, ne-am întâlnit din nou a doua zi, tot cu prietenii cu care ieșisem o seară înainte, a fost același anturaj. Am zis să ieșim să bem un suc pe snagă și cam atât. Cum s-au desfășurat aceste întâlniri dincolo de Instastory-uri? Pentru că am văzut că erați destul de apropiați. Adică mai apropiați decât ar fi doi amici în mod obișnuit. Și cred că nici tu nu stai în brațele unui mic așa, pur și simplu. Bănuiesc că e o legătură care trece de amiciție, ca să zic așa. Probabil că da, probabil că nu. Dar... Nu știu, mă, să vedem mai departe ce se va întâmpla. Deci e în calcul o posibilă trecere de la această amiciție despre care vorbești tu la o posibilă relație amoroasă? Depinde de amândoi. Depinde, adică eu nu pot să spun ceva concret acum sau că eu vreau sau că el vrea sau nu. Depinde de amândoi. Lăsăm timpul să decidă, lăsăm lucrurile să vină de la sine și vedem ce o să fie. Dar în general vorbind, este genul de bărbat care ți-ar plăcea? Da, este tipul meu de bărbat. Am tiparul meu de bărbat. Tiparul tău de bărbat. Dar ce îți place mai exact la el? Faptul că are afacerile lui, că este independent, poate cum arată, poate că te-a cucerit după cum se comportă. Uite că te-a scos la shawarma, poate îți place că te-a scos la shawarma. Măi, în primul rând chestia asta cu fizicul nu contează, mă interesează sufletul, e o aberație. Da, când te uiți la o femeie sau la un bărbat din punctul meu de vedere, te atrage în primul rând fizic. Iar între noi, clar, este o atracție fizică. Iar mai departe vedem cum suntem fiecare ca persoane, ca și caracter. Dar pe el cum îl simți? Crezi că ar vrea să depășească această limită de prietenie? A făcut anumite gesturi în sensul ăsta, nu știu, poate să te ia de mână, să încerce să te sărute sau poate chiar te-a sărutat. Să te aducă un buchet de flori. În ce am început să ieșim cam... Zi de zi împreună, tu ce spui? Eu spun că da, dar vreau să aud de la tine ce gesturi a făcut. Ești foarte reținut așa, dar o să trag eu cuvinte de la nu. Tine. Păi e mai bine să fim așa decât să ne aruncăm cu capul înainte și să ne împiedicăm pe drum. Mai bine așa, vedem ce o să fie, lăsăm lucrurile să decurgă de la sine. Ce gesturi a făcut care te-au impresionat, așa să spunem? Dar nu trebuie să te dai peste cap să impresionezi un om. A venit de la amândoi chestia asta, hai să ieșim, mai să ne cunoaștem, mai să facem, mai să dregem. Te întreb asta pentru că tu fiind frumoasă și cu mulți urmăritori pe Instagram, bănuiesc că sunt mai mulți bărbați care îți scriu. Da, cu siguranță. Și mă gândesc că el ar fi trebuit să facă ceva să iasă în evidență. Eu pe el cunoșteam dinainte. Noi ne cunoaștem de foarte mult timp. Iar asta a fost un punct important ca noi să putem să ne vedem, să ieșim sau... Pentru că automat îmi scrie foarte multă lume pe Instagram, dar nu o să stau să le răspund la toți. Asta iasă, zic, bănuiesc că a făcut ceva ca să iasă în evidență, să se deosebească de restul bărbaților care scriu pe Instagram. Cum ți-am spus, noi ne cunoaștem dinainte și am mai vorbit, nu este prima oară când vorbim, ne știm. Că tot am adus discuția legată de Bianca și de Daria, bănuiesc că le cunoști. Oarecum. Le cunoști și personal? Ce părere ai despre ele? Uite, ele sunt amândouă mai blonduțe, mai deschise la ten. Tu, din potrivă, ești de cealaltă parte a baricadei, mai, cu tenul mai închis, părul la fel într-o nuanță mai închisă, face așa o notă discordantă. Uite, Iulia, mama fetiței lui, era tot așa mai blonduță, mai deschisă la ten.
Tu ești exact invers, ești așa o prezență mai exotică. Vreau o schimbare. Crezi că poate vreau o schimbare? S-a săturat de blonde? Ei, Doamne ferește, dar nu sunt eu în măsură să comentez chestia asta sau... Despre el s-au scris foarte multe, bine, probabil și adevărate și mai puțin adevărate. A fost acuzat și de violență și de infidelitate. Aceste lucruri nu cântăresc în părerea ta pe care o ai despre el? Absolut deloc, pentru că fiecare la rândul nostru avem pusă o etichetă. Eu dacă sunt o femeie frumoasă și fac poze în costum de paie sau în lejerie intimă pe Instagram, pentru că îmi place să fac asta și pentru că îmi place de mine și asta fac și am dansat atâția ani de zile și așa mai departe, lumea îmi pune o etichetă proastă. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ne revenim un pic la realitate și să ne dăm seama că n-ai cum să cunoști un om dintr-o poză care o vezi pe Instagram sau dintr-o postare. Un om îl cunoști când ajungi să vorbești cu el, să-i înțelegi sufletul, să știi trecutul lui, să-l cunoști pe el ca om, în primul rând. El a fost prins și în acest triunghi amoros alături de Bianca și de Daria. Nu ți este teamă că poate, Doamne ferește, o să fii prinsă și tu în alt triunghi? Că el a tot jonglat cu femeie, s-a împăcat, s-a despărțit. Nu am de ce. Fiecare om în viață este liber să-și ia deciziile singur. Dacă el sau eu vrem o relație cu cineva, avem relația cu acea persoană. Dacă vrem să fim noi doi, suntem noi doi. Dacă nu, papuși și la revedere. Adică pentru ce să stăm să ne spargem capetele, să ne facem de mirul lumii, vorba aia. Asta este o aluzie la fostele lui relații? Nu este nicio aluzie. M-ai întrebat tu dacă aș fi prinsă în cercul de genul acesta. Nu, nici nu mă gândesc acolo, ți-am zis, e departe. Bianca l-a acuzat pe el la un moment dat că a fost și violet cu ea. Nu ți este teamă că ar putea să aibă urmări și relația cu tine, acest lucru? Nu, e câteodată... Depinde și de tine, ca om, ceea ce atrage asupra ta. Adică și eu sunt o fire impulsivă, și eu sunt o fire geloasă, și eu sunt... Dar câteodată trebuie să știi să și pui limita aia. Înțelegi că dacă scoți un bărbat din sărite sau așa, poate te mai trage un pic de păr. Cred că l-ar fi provocat? Nu știu și nici nu vreau să-mi dau cu părerea și nici mă interesează, este treaba lor. Ai spus că ești o fire impulsivă, dar și geloasă. Nu ai fi geloasă pe femeile din viața lui Alex Body? Uite, el are copii cu dacă doi femei. Dacă aș avea o relație cu el și ar fi ceva, nu știu, la modul să ne super iubim și să fie ceva foarte, foarte, serios. Foarte serios între noi, siguranță că probabil s-ar întâmpla să fiu și geloasă. Și eu și el, și că suntem oameni, nu? Adică e firesc. Te întreb în sensul că el fiind un bărbat, așa cum ai spus tu, care arată bine, care are o situație materială foarte bună, bănuiesc că sunt foarte multe domnișoare care roiesc în jurul lui. Și ar trebui cumva să le faci față și să știi că mereu te va alege pe tine și tot pe tine și tot pe tine și așa mai departe. Lucrurile astea vin de la sine, nu ai cum să... Dacă el te alege pe tine și îi place cum ești tu, nu cred că se mai duce în altă parte. Și dacă se duce, măcar să fie deștept să se întoarcă acasă să nu aflu. Mergi pe premisa că ce nu știi nu te rănește? Clar, cu siguranță. Da? Clar. Până la urmă, urmei, n-avem cum să ne îmbătăm cu apă rece și bărbații sunt bărbați. A, deci mergi pe premisa că toți bărbații înșală și că măcar dacă o fac să fie mai secretoși. Eu nu știu, acum depinde de la bărbat la bărbat, bănuiesc, că nu toți bărbații înșală, așa cum... Da, ce să zic. Dar ai avut sunt și bărbați care nu înșală. Unde sunt? Dar ai avut experiențe neplăcute cu bărbați care te-au înșelat? Nu. Tocmai ce am spus. Dacă ești deștept, fă-o cu cap măcar să nu simt. Poze mai sexy, pentru că îți place de tine, pentru că ești frumoasă și ai ce să arăți lumii. Și asta m-a dus cu gândul la o altă declarație pe care a făcut-o Bianca și spunea ea că Alex era uneori gelos pe ceea ce posta ea. Dacă să spunem, în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat, ați fi împreună. Și tu, așa cum ai spus, ai poze sexy și postări tot în această direcție. Ce ai face dacă ți-ar interzice să mai pozezi așa? Îți spune, uite, de acum încolo nu mai porți nimic cu buricul gol, porți numai maletă. Mă duc la mănăstire și am terminat povestea. Nu chiar, dar pe drumul spre mănăstire. Da, nu știu, îți dai seama. Dacă
cu siguranță aș ține cont de părerea bărbatului de lângă mine, nu? Mm-hmm. Dacă pe el ar deranja anumite postaze în care eu mă afișez pe Instagram. Cum te raportezi la faptul că imaginea lui a fost atâta timp asociată cu Bianca Drăgușanu? Consider că poate este o presiune asupra ta să ajungi ca Bianca Drăgușanu să ocupi în viața lui locul pe care l-a avut și ea? Nu. Dar pe mine nu mă interesează relația lor sau cu cine a fost el sau ce a făcut el sau cine e ea. Nu mă interesează, eu sunt eu, el e el și... Deci nu te simți în concurență cu ele? Niciodată în viața asta. Singura persoană cu care sunt în concurență în viața asta sunt eu. Întotdeauna să fiu mai bine, mai bine, mai bine. În rest, cu altcineva nu există. Presupun că și el a văzut articolele care au apărut despre voi doi în presă. Ați vorbit despre asta? Ce ți-a spus? Nu am vorbit. Era de așteptat, nu? Uh-huh. Mai ales situația... și presiunea din momentul de față cu problemele lui și relația cu Bianca, era de așteptat că vor apărea articole și speculații. Și... părinții tăi au aflat despre acest început de relație, să spunem, cu Alex Body. Părinții, familia, apropiații, prietenele, ce au spus? Nu am stat să discut chestiile astea cu absolut nimeni, nici cu părinții, nici cu prietenele, nici cu nimeni. S-a întâmplat totul foarte repede, noi am ieșit sâmbătă, au trecut două zile în care... au trecut repede? Da, din nou am ieșit. Înseamnă că v-ați distrat dacă au trecut repede, asta e bine. Și nu am stat să cer părerea cuiva sau să discut treaba asta cu cineva sau... nu, că în primul rând... nu am ce să discut. Am văzut că el a fost primul care a postat o fotografie cu voi pe Instagram și apoi tu, evident, ai dat repost pentru că așa este frumos și așa este politic. Era culmea. Era culmea să nu-i dai repost, adică acum, serios vorbind. Dar te așteptai să facă acest pas? El este urmărit și de presă și de televiziune și mai mult ca sigur și tu ai fi intrat automat în atenția presei. Te așteptai să facă acest pas? Nu am stat să mă gândesc. Noi am făcut o poză, hai să facem o poză, am făcut-o și mai departe a fost. Te întreb pentru că tu ești prima femeie cu care s-a afișat după despărțirea de Daria. Și eu ce pot să spun? Poate că te simți măgulită, poate ești uimită, da, te așteptai, nu te așteptai. Și bine să mă tăvălesc pe jos. Nu am de ce să mă simt măgulită sau... am mai fost și purtată de bărbați în viața asta. Ai mai fost purtată de persoane publice? Probabil că da, probabil că nu. Am văzut că Pepe ți-a lăsat un comentariu, dar tu ai clarificat atunci situația și ai spus că nu, sunteți simpli amici. Nu, noi suntem prieteni foarte buni. Nu s-a întâmplat niciodată nimic sau nu s-a trecut limita aceea de prietenie. Nu vorbim și pe Instagram când ne vedem în oraș, ne salutăm, bună, bună. Ne știm de foarte, foarte mulți ani. Nu este nimic mai mult.